Și încă o veste bună, dar care nu e deocamdată certitudine. După ce am primit avizul de la CFR pentru începerea lucrărilor la pasajul Jiul, se pare că a fost emis și avizul la nivelul AFER și urmează să ne parvină. Așa am înțeles, dar așa ca dumneavoastră pe surse nu am primit încă documentul, da? Deci AFER-ul sigur nu are niciun motiv să nu... AFER înseamnă Autoritatea Feroviară Română, nu are niciun motiv să nu dea aviz pentru începerea lucrărilor și eu sper să putem începe săptămâna viitoare. Îmi doresc foarte mult să începem aceste lucrări cât mai grabnic, pentru că suntem deja în perioada de vacanță. În curând vom fi în vacanță extinsă, să zicem, că vor pleca elevii în vacanță, apoi vor pleca și studenții în vacanță, vor pleca și angajații în bună măsură în vacanță și orașul va fi mai aerisit. Perturbarea în trafic va fi una mult mai mică pe parcursul verii față de alte perioade ale anului și de aceea am vrea să dăm drumul la lucrări cât mai repede, încât să putem valorifica din plin această perioadă de vacanță. S-a pronunțat favorabil și Comisia Tehnică a Regionalei CFR, locală, da? Și urmează să obținem avizul tot favorabil, că nu are cum să fie altfel, de la nivelul național al CFR și apoi de la AFER, pentru pasajul Popa-Șapcă. Așa cum am spus în repetate rânduri, de îndată ce avem toate avizele, ne dăm drumul la lucrările efective și acolo lucrările pregătitoare sunt deja lansate. De la galeria 1 începând, se vine încoace și se fac diverse amenajări, dar vrem să lucrăm și la pasajul propriu-zis, vrem să lucrăm în subteran, pentru că vor fi intervenții la rețele de utilități. Și deranjul va fi unul destul de mare. Însă, așa cum am putut vedea și cu alte proiecte majore ale orașului, după ce terminăm lucrările, noi timișorenii și cei ce vin în Timișoara vom fi încântați să avem un oraș mai bine pus la punct, mai modern, mai funcțional.